Am venit pe scara cuvintelor. De când am început să prezint această emisiune, pendulez între două stări extreme și contradictorii. Pe de o parte, simt că ceea ce fac s-ar putea să fie inutil. Este o stare de nesiguranță pe care o încerc mai ales atunci când mi-e teamă că aș putea greși, că aș putea spune lucruri neadevărate. Pe de altă parte, însă, am senzația că ceea ce fac merită aplauzele tuturor. Siguranța prea mare că această emisiune ar putea aduce foloase spectatorilor sau telespectatorilor, că sunt credincioși, că sunt necredincioși, mă face să fiu mândru de ceea ce fac. Iată două stări extreme care și-au sursa în firea mea alunecoasă și pe care încerc deseori să le resping. Îmi repet că, de fapt, nu sunt decât un rob netrepnic, Chemați să-și pună talanții la dispoziția celui de la care i-a primit. Ca rob netrebnic, ceea ce fac nu mi se datorează. Este mai degrabă o obligație, una care nu ar trebui să producă în mine nici teamă, nici mândrie. Cu alte cuvinte, mă lupt cu doi idoli, cel al nesiguranței și cel al mândriei. Ei bine, nici nesiguranța. Când mă face să fiu precaut. Nici mândria, când mă face să fiu bucuros de ceea ce fac și îmi dă curajul să merg mai departe, nu sunt cu adevărat lucruri rele. Se pare însă că firea mea josnică nu știe să pun acestor stări o limită corespunzătoare. Din potrivă, le hiperbolizează. Sunt convins că la fel se întâmplă cu toți cei care, într-un fel sau altul, se află pentru un timp în centrul atenției, prin darurile și chemarea lor. Dintre aceștia, predicatorii sunt cei mai vulnerabili. Despre idolii acestora, Derek Tidball, un profesor de teologie din Londra, a scris o excelentă carte apărută în 2013 la editora Casa Cărții din Oradea, într-o traducere realizată de Ciprian Simuț. Cartea se numește Idolii din preajma Amvonului. Autorul pleacă de la a defini idolii ca fiind distorsiuni ale unor lucruri bune în esența lor. Exact așa cum am făcut eu mai înainte. Când importanța acestor lucruri este exagerată, ele devin obiecte la care ne închinăm, devin scopuri în sine, amenință locului Dumnezeu și, inevitabil, distrug relația noastră cu El. În cazul predicatorilor, chiar funcția aceasta a lor de predicare, de slujire, Poate deveni un idol născător și el de alți idoli. Intenția explicită a autorului nu este de a condamna acești idoli, ci de a-i demasca, propunând soluții practice în ce privește evitarea sau chiar eliminarea lor. Abordarea este destul de sistematică. Autorul pleacă de la problema relației predicatorului cu sine, trece la relația acesteia cu valorile actuale ale societății de consum și se oprește apoi la modurile în care se raportează el la activitatea și la funcția sa. Așadar, prima formă de idolatrie pe care s-ar putea să o practice un predicator este cea legată de atribuirea unei importanțe exagerate a învonului. În relația cu sine, predicatorii sunt mereu supuși riscului de a deveni amvoniști, când predicarea este situată deasupra tuturor celorlalte lucrări Până acolo încât aceste lucrări ajung de-a dreptul ignorate, se poate spune că predicarea însăși a devenit un idol. Fiindcă toate lucrările sunt importante, fiecare în felul ei. Un predicator englez afirma că nu există un substitut al predicării. Cu alte cuvinte, nimic nu poate egala importanța acestei lucrări. Celelalte forme de slujire, nefiind altceva decât tratamente pentru simptome. Biblia însă dovedește că din potrivă au existat oameni care s-au convertit fără a fi expuși unei predici. Dumnezeu lucrează prin biserica sa ca întreg, lucrează prin credincioși, prin membrii săi, iar aceștia nu sunt toți predicatori, nici devotamentul față de Amvon, nici frecvența predicării nu sunt esențiale. Esențială este doar trăirea vieții Într-un mod neprihănit, după poruncile Domnului Isus Hristos. Când citim Biblia, putem observa că Dumnezeu nu a comunicat doar prin predici sau discursuri, ci și prin vise, viziuni, acțiuni dramatice, poezii, cântări, meditații. De asemenea, Biblia nu oferă un model al predicii nou-testamentare. Disputele și dezbaterile teologice. Țin și ele de comunicarea lui Dumnezeu cu lumea. Iar formele și stilurile de comunicare au fost și continuă să fie influențate de cultură. Dumnezeu comunică așa cum dorește. Ideea că el ar putea fi luat prin surprindere de mijloacele moderne de comunicare este absurdă. Iată doar câteva motive care ar trebui să vindece Amvonita, să coboare lucrarea predicării de pe un posibil piedestal idolatru. Într-adevăr, Predica este un instrument vital prin care vorbește Dumnezeu, însă e doar unul dintre instrumente. În continuare, Derek propune o evaluare a predicării în trei puncte. Astfel, ideile exagerate cu privire la predică pot să ducă la idei exagerate cu privire la importanța predicatorilor. În plus, supraevaluarea predicii crește presiunea asupra predicatorilor. În schimb, o evaluare corectă scoate în evidență suveranitatea lui Dumnezeu. Nu cuvintele sunt cele care ajung la inimile oamenilor și îi schimbă, ci Duhul. O dovadă în acest sens este faptul că, dacă o predică a dus la o trezire spirituală, într-un alt context, aceeași predică s-a dovedit a fi fără efect. Concluzia: Predicatorii nu ar trebui să fie niciodată modești în privința mesajului pe care l-au derostit dar trebuie să fie întotdeauna modești când e vorba de ei înșiși. Un alt idol care purcede din relația predicatorului cu sine este cel al autorității pe care acesta, atenție, tinde să și-o atribuie, făcând abuz de ea. Pentru a combate genul acesta de idolatrie, Derek bol atrage atenția că autoritatea unui predicator își are sorgintea întotdeauna în cel pentru care acesta este chemat să vorbească. Predica este autorizată de Dumnezeu, fiind proclamarea cuvântului Său. Este dovada prezenței Duhului Sfânt, căci doar acesta produce efecte, și este validată doar prin adevărurile Scripturii, predicatorul fiind chemat să predice cuvântului Dumnezeu, nu propriile gânduri și păreri. Când autoritatea lui Dumnezeu devine autoritatea predicatorului, când autoritatea cuvântului său devine autoritatea cuvântului predicatorului, se poate spune că acesta din urmă a transformat autoritatea în idol. Autorul oferă o serie întreagă de astfel de exemple abuzive, insistând mai cu seamă asupra celor predici care țin să impună ascultătorilor adevărurile personale și firește Discutabile ale predicatorului, viziunea lui sau uneori criticele lui la adresa comunității. O evaluare de sine ponderată, o înțelegere corectă a chemării la predicare, o înțelegere corectă a autorității și nu în ultimul rând, o măsură dreaptă a puterii sunt câteva coordonate după care orice predicator va putea să se orienteze spre a-și împlini funcția în termenii aleși de Dumnezeu. Una dintre problemele pe care le discută Derek Tidball în acest segment de text este cea legată de așa numita predică plină de putere. Vă mărturisesc că, înainte de a mă converti, am ascultat în dese rânduri predici de tipul acesta. Predici în care vorbitorul, după ce analiza laconic și superficial un adevăr biblic, îndemna pe un ton în care amestecat dojana și sentimentul salvării, îndemnazic la pocăință. O făcea deseori urlând, de parcă numai violentarea verbală a audienței ar fi avut efect. Genul acesta de comunicare a contribuit din plin la crearea unor prejudecăți ce m-au ținut o vreme departe de pocăință. Manipularea emoțională, spune Derek sau mustrarea și denunțarea păcatelor, nu trebuie confundate cu predicarea plină de putere. Modelul nou testamentar de predicare nu este nici mustrarea, nici sfătuirea, ambele fiind susceptibile de abuz, ci învățarea răbdătoare. Un al treilea idol rezultat din relația predicatorului cu sine este cel al popularității. Popularitatea este bună doar în cazul în care nu este căutată, sau doar în cazul în care predicarea. Nu o are printre obiective. La fel stau lucrurile și cu încurajarea. Chiar dacă este cel mai bun pământ în care pot să crească plantele firave, când predicatorul devine dependent de încurajare, o transformă într-un idol. Absența ei produce, în acest caz, nesiguranță și chiar depresie. Predicatorul nu trebuie să respingă aplauzele, dar trebuie să le primească cu mulțumire și discreție nu trebuie să le caute și nici să se lase amăgiți de ele. Mai mult, predicatorul ar trebui să cultive o independență sănătoasă față de opiniile oamenilor. Să înțeleagă că uneori temeiurile pentru care sunt lăudați de lume sunt greșite, iar faptul acesta i-ar putea distrage de la predicarea adevărului. Mulțimile sunt schimbătoare, doar cel în fața căruia vor da socoteală la sfârșitul veacurilor este neschimbător. Popularitatea observă titbol nu eliberează de poveri, ci devine o povară. Este un Dumnezeu sortit să dezamăgească și, în consecință, nu este vrednic de închinare. În relația pe care o are predicatorul cu valorile societății de consum, el se poate lăsa amăgit de patru idoli extrem de puternici. Cel al succesului, cel al divertismentului, cel al noutății și cel al secularizării. Când predicatorul urmărește succesul bisericii sale, iar aici autorul se referă la num numărul tot mai mare de membri, ceea ce va încerca el să comunice va căuta hrănirea și îngrășarea până la obezitatea acestui succes. Astfel, el va ajunge să păstreze tăcerea asupra subiectelor care ar putea crea diviziuni. Va fi consumat de nevoile imediate ale congregației sale va deveni un expert în subiectele populare ale vremii și va face tot posibilul să nu ofenseze pe cineva predicând contra culturii viacului. Prin urmare, predicarea va suferi o serie de neajunsuri. Dintre acestea, poate cel mai important este simplificarea conținutului biblic și teologic al predicilor și adaptarea lor la o generație de analfabeți biblici. Acest idol poate fi combătut mai ales cu menținerea predicatorului într-o stare de tensiune constantă cu mersul lumii acesteia. La acestea se mai adaugă grija folosirii limbajului, adeziunea la suveranitatea lui Dumnezeu, ca și înțelegerea fundamentului pe care funcționează lucrarea lui Dumnezeu. Nu succesul trebuie să fie în centrul lucrării de predicare, ci rodirea. Ideea de succes vine din sfera afacerilor. Și se aliniază în spatele valorilor societății de consum. Rodirea este un termen ce provine din agricultură și trimite la faptul că orice recoltă se datorează vieții pe care o dă Dumnezeu. Idolul divertismentului este rezultatul apariției mijloacelor moderne de comunicare. Intrând în concurență directă cu televiziunea, de pildă, predicatorul tinde să combată emisiunile televizate. Fie cu predici modelate după chipul acestor emisiuni, fie cu predici monotone, erodite, lipsite de viață, greoaie și plictisitoare. Autorul crede că perspectiva asupra mijloacelor de comunicare mass media trebuie fundamental schimbată. Chiar dacă predicatorul este chemat să vorbească în contextul cultural contemporan, el trebuie să înțeleagă că nu este ca la televizor. Stilurile de comunicare sunt afectate de scopul comunicării. A încerca să egalez profesionalismul prezentărilor televizate este absurd și inutil. Predicarea este prezentarea adevărului prin intermediul personalității predicatorului, după cum afirmă Philips Brooks. Atitudinea comică exagerată, declamările teatrale, nu fac decât să denatureze adevărul ca și persoana care e chemată să-l proclame. De cealaltă parte, ariditatea discursului este și ea condamnată. Avem cel mai fascinant mesaj dintre toate mesajele, spune Derek Tidball. Transformarea lui într-un monolog apatic și monoton este un gest deplorabil. Idolul noutății este provocat de faptul că societatea noastră trăiește într-o continuă dependență de nou. Acel ceva nou care să o sature și care, de fapt, nici nu există. Nevoia stringentă de noutate exercită o imensă presiune asupra predicatorului. La rândul lui, el se simte îndatorat să aducă în discursul său ceva nou. Două ispite își fac subtil prezență în acest proces: ispita de a aduce ceva nou în doctrina propriu-zisă și ispita de a oferi perspective noi asupra unor texte vechi. Ambele aceste ispite pot fi combătute. Printr-o cunoaștere temeinică a doctrinei. Totuși, predicatorii sunt chemați să predice cu prospețime și să prezinte predica de o manieră creativă. Lor le revine responsabilitatea de a expune vechea Evanghelie în moduri care sunt pe înțelesul oamenilor din vremea noastră. Asta înseamnă că un predicator este, după cum a afirmat cineva, un renovator, nici de cum un inovator. Pluralismul, relativismul și secularizarea din interior sunt, după Derek Tidball, fețele celui de-al patrulea idol, idolul secularizării. Secularizarea este un concept alunecos care încearcă să surprindă sfârșitul convingerilor religioase personale, declinul activității și practicii religioase, marginalizarea instituțiilor religioase. Procesul acesta a dus la apariția pluralismului, după care toate religiile sunt bune, și orice adevăr considerat unic este pus sub semnul îndoielii. Fără doar și poate, predicatorii resimt presiunea venită din partea mediului social și, uneori, chiar din comunitatea proprie. Două sunt reacțiile inadecvate. Fie cedează și renunță la absolutismul lui Hristos, fie devin dogmatici și raționali, denunțând uneori disgrațios prin urlete. Ideologia societății sau chiar persoanele afectate de aceasta. Apostolul Pavel a predicat el însuși într-un mediu pluralist și nu a făcut-o prin doborârea altora sau prin a ceda la presiunea idolatră, ci printr-o proclamare afirmativă și dezarmantă a persoanei lui Hristos. Când vorbim de relativism, vorbim despre o privatizare a moralității. Fiecare alege să trăiască după cum crede de cuvință. În acest ambient, a predica are un sens peiorativ. Nu-mi ține predici. Reacțiile predicatorului pot fi de ezitare sau de sfidare, două extreme care trebuie combătute prin curajul de a fi autoritar și precaut, totodată, după cum spune și John Stott. Secularizarea din interior se referă la așezarea Progresivă și aproape imperceptibilă a omului și capacităților sale în centrul atenției congregației. Este ceea ce se numește antropologizarea religiei. În acest sens, comunitatea devine un club social, iar unele dintre ideologiile teologice sunt deformate pentru a face mai degrabă cinste omului decât lui Dumnezeu. Este important ca predicatorii să înțeleagă că Evanghelia a fost mereu contraculturală. Ei nu sunt chemați să predice pentru a concura cu lumea, ci pentru a o converti. Nu pentru a sporovăi cu ea, ci pentru a o schimba. Nu pentru a se alia cu ea, ci pentru a o sfinți. Idolul oratoriei și idolul urgenței își au sursa în relația predicatorului cu slujba sa. Dacă cel din tâi are legătură cu centralitatea discursului, cel de-al doilea ține de graba predicatorului de a vedea efectele activității sale. Este important ca vorbitorul să-și rafineze retorica, însă nu de dragul discursului, ci de dragul adevărului, pentru a-l face cât mai accesibil și mai convingător. Cât privește efectele imediate, acestea s-au dovedit de cele mai multe ori de scurtă durată. Derek susține că nevoia unui impact imediat transformă predicarea în echivalentul homiletic al fast food-ului. Pe termen lung, aceste alimente nu satisfac și se dovedesc nesănătoase. Idolul profesionalismului, idolul supraaglomerării și cel al familiarității sunt idoli ai lucrării. Cel din tâi sugerează ideea că predicatorul este chemat să intervină în toate activitățile unei congregații. De la el se așteaptă totul, indiferent de situație. Ori predicatorul nu este chemat să fie și un bun administrator, ci doar să predice. El nu este chemat să-și dea cu părerea în orice domeniu, ci să vorbească doar cuvintele pe care Domnul le-a dat. Iar pentru aceasta, relația cu Dumnezeu este prioritară. Întrucât tot mai mulți predicatori au devenit manageri de organizații religioase, ei sunt ispitiți de idolul supraaglomerării. În acest sens, lucrătorul poate fi cel mai mare dușman al omului lăuntric. Căci, încet, încet, în acesta se insinuează nevoia de a fi disponibil imediat pentru oricine. Predica va fi așezată în coada unei liste cu obligații administrative, când ar trebui să stea, de fapt, în capul acestei liste. Pentru predicator, o astfel de listă ar trebui, până la urmă, să fie inexistentă. El este chemat doar să predice, iar timpul și energia lui trebuie să se focalizeze doar asupra acestei activități. În ce privește idolul familiarității, acesta se naște din obișnuința de a lucra cu lucrurile sfinte. Minunăția scripturii poate fi diminuată, adevărul ei trivializat, cerințele ei bagatelizate, radicalismul ei domesticit, semnificația ei transformată în ceva incoerent, misterul atenuat și așa mai departe. Înainte de a-și pregăti predica, vorbitorul ar trebui să se întrebe dacă ceea ce va spune contează sau nu în raport cu veșnicia. Am încercat să surprind ce e mai important din mulțimea detaliilor oferite de Derek Tidwell. Concluzia generală a cărții sale e că orice predicator poartă pe umeri o responsabilitate uriașă, datorată privilegiului de a rosti sau interpreta cuvântul lui Dumnezeu. Firește că responsabilitatea aduce cu sine aprige bătălii spirituale, purtate mai cu seamă pe frontul idolatriei. O cât de mică deformare a cuvântului poate avea efecte catastrofale. Tendințele idolatre există în om încă de pe când acesta a fost așezat în grădina Edenului. Și așa cum reiese din episodul Genezei, activarea acestui păcat are loc atunci când omul, cum o spune și Pavel, nu mai caută să-l păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lui. Ei bine, deși poate părea surprinzător, predicatorii sunt cel mai adesea ispitiți de acest păcat. Cei 12 idoli discutați de direct Tidbol sunt, o spune și el, doar o parte dintre idolii care îi bântuie pe vorbitorii de la Amvon. Chiar și Scriptura poate deveni un idol atunci când Dumnezeu este subsumat. Pe bună dreptate, predicatorii par să circule din pricina activităților pe o sârmă abia vizibilă, păstrându-se, nu cu mici eforturi, mereu în echilibru. Iată de ce cartea lui Derek Tidball, cred eu, le-ar putea veni în ajutor.